Bună, sunt Andra Stencescu și te aștept cu drag la cursul de make-up de Let's Go Constanța în parteneriat cu MAC Cosmetics. Sunt foarte mândră de ele, sunt foarte drăguțe, îmi place că sunt extrem de diferite. Sunt și ca vârstă, dar și ca experiență. Sunt fete care deja se machiau pe ele, colegele, și fete care deja încep de la zero, vor să-și schimbe domeniul de activitate. Toate tipurile de make-up poți să lucrezi pentru tine, într-un salon, să ai gen firma ta sau în cadrul unei echipe cu părul pe, nu știu, haine, tu să fii parte de make-up sau în teatru, televiziune, depinde cu ce anume vibrezi, să zic așa, care ți-e stilul. Toți cei care simt că ar vrea să aibă după aceea o carieră în domeniul ăsta de make-up, poate vor să-și schimbe meseria sau ca un hobby să-l urmeze. Cum să aplice fardurile corect, cum să țină pensula în mână, cum să-și alcătuiască kitul de make-up, toate tipurile, stilurile de machiaj, smoky, natural, de seară, cat-eye, de mireasă, tot. Ce-ți vine în minte când zici make-up? Cum vine înveți? Contează foarte mult să înțelegi ce vrea persoana, clienta de pe scaun, că dacă ea cere un machiaj natural și tu, nu știu, vrei neapărat să-i faci buze roșii și ceva super strident, degeaba ai făcut totul perfect dacă nu ai vibrat cu ea. Și după aceea, corect, cum să aplici baza bine, machiajul ochilor și, nu știu, pentru mine buzele sunt la sfârșit doar tușa de final. Bineînțeles, da, e important să știi atunci când se așează cineva pe scaun, să vezi exact ce tip de ten are, ce formă a feței, ochii, dacă sunt, nu știu, alungiți, migdalați, mici, ce tip de machiaj se potrivește pentru acea persoană. Și că asta am văzut că este temerea multora, că nu știu cu ce să se... Sunt foarte multe cunoștințe, foarte mulți termeni, poate, și se pierd în ei. Vine cineva nou pe scaun, ok, super, și nu știu, le au teama asta să nu greșească, să... Nu știu cum să mă exprim. Să nu știe cum să aleagă un tip de machiaj pentru cel din fața lor. Îmi place foarte mult să le explic fetelor cum să realizeze un machiaj. Îmi place să, și nu neapărat doar de make-up, din tot ce am adunat eu până acum ca și cunoștință, să le dau mai departe și la rândul meu să le văd pe ele că reușesc. Cred că, nu știu, s-a mai zis treaba asta, dar să fii un bun psiholog, în primul rând, neapărat, da, să ai skill-urile necesare pentru a crea un machiaj corect, complet, dar să înțelegi omul din fața ta. Și să fii o persoană destul de deschisă, de sociabilă, nu să stai, să realizezi un machiaj perfect și să te aștepți după aceea clientul să se întoarcă la tine. Dintr-o joacă. Am tot încercat să realizez pe mine, pe prietene, ce vedeam pe YouTube. Nu mi-ieșea foarte bine și am să aplic să fac un machiaj, un curs de machiaj de începători. Și de atunci s-a schimbat lumea. Da, asta trebuie să fac.
Cred că atunci când fetele se văd la sfârșit cu machiajul realizat și se schimbă complet starea de spirit și atunci îmi dă și mie satisfacția că am făcut ce trebuie.